Urmarea incidentului produs la centrul primiri urgențe cu pacientul Ioan Nistor, de 84 de ani, din Ion Creangă, purtător al unei sonde urinare, ca urmare a unui cancer de prostată, pacient care a fost filmat în perioada sărbătorilor cu un telefon mobil în timp ce a așteptat mai bine de o oră în această secție pentru a fi primit de un medic urgentist. Primarul interimar Lucian Micu și deputatul Laurențiu Leoreanu s-au întâlnit cu toți medicii, asistenții medicali, infirmierii și brancardierii care lucrează în acest sector pentru a stabili o serie de măsuri menite să evite pe viitor apariția unor astfel de conflicte între pacienți, aparținători și personalul medical. Filmulețul cu pricina plasat pe Facebook a avut mii de vizualizări și comentarii de regulă defavorabile Serviciului Medical de Urgență Roman, care au adus grave de servicii de imagine Unității Sanitare Romașcane. Urmarea acestei întâlniri au fost analizate circumstanțele producerii incidentului, fiind luate și o serie de măsuri concrete de remediere a unor disfuncții apărute ca urmare a aglomerației zilnice din CPU. Am avut ieri la ora 12 o ședință cu Comitetul Director al Spitalului Municipal de Urgență Roman, precum și cu cadrele medicale de la Centrul de Primiri Urgențe. Le-am solicitat să asigure atenția și respectul cuvenit fiecărui pacient, însă în același timp trebuie să apreciem și profesionalismul cadrelor medicale care își desfășoară activitatea la Centrul de Primiri Urgențe. În același timp, ca și măsuri imediate, am solicitat îndepărtarea acelei uși de la Centrul de Primiri Urgențe. S-a montat o perdea cu aer cald. Mai mult decât atât, am dispus mutarea unui registrator de la triajul general către triajul de la Centrul de Primiri Urgențe, astfel încât asistentul medical de la triajul de la Centrul de Primiri Urgențe să se ocupe exclusiv de pacienții din Centrul de Primiri Urgențe, iar de partea birocratică să se ocupe doar registratorul. În ceea ce privește alte decizii, pot să vă spun că am solicitat conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman să analizeze posibilitatea măririi capacității paturilor de consultație de la Centrul de Primiri Urgențe cu încă două paturi. În momentul de față sunt patru paturi, iar orice altă decizie legată de activitatea medicală va fi luată în urma raportului care va veni de la Ministerul Sănătății, raport care se află în curs de întocmire în aceste zile. Orice altă decizie legată de activitatea medicală va fi luată doar în urma raportului care va veni din partea Ministerului Sănătății, care a cerut Direcției de Sănătate Publică Neamț să realizeze un control tematic la Centrul de Primiri Urgențe. Primarul Lucian Micu susține că încă nu s-a luat în calcul decizia de a solicita suplimentarea sâmbătă și duminică a liniei de gardă din CPU, total insuficientă, după cum spun medicii, în condițiile unei aglomerări excesive a acestei secții. În ceea ce privește relațiile de comunicare, se ia în calcul angajarea în cel mai scurt timp a unui cadru specializat în comunicare ce se va ocupa de relațiile cu mass media. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a demarat și ea o anchetă internă ca urmare a publicării în mediul online a unor imagini în care apare bătrânul care s-a prezentat la CPU și a acuzațiilor conform cărora pacientul nu a fost tratat corespunzător. Din punct de vedere al conducerii SMUR, s-au respectat exact procedurile, legislația din domeniu fiind foarte clară în ceea ce privește timpii de așteptare pentru fiecare bolnav, încadrat de lege în 5 coduri, respectiv roșu, condiții de resuscitare cu intervenție imediată, cod galben, critic, cu 10 minute de așteptare, cod verde, urgent, cu 30 de minute de așteptare, cod albastru, non-urgent, cu 60 de minute de așteptare și cod alb, cu 120 de minute de așteptare. Bătrânul Ion Nistor este încadrat la cod albastru, în ultimele două luni acordându-i se asistență medicală de 21 de ori. Atât conducerea primăriei, cât și cea a SMUR au dat asigurări că se fac eforturi majore de remediere a tuturor disfuncțiilor apărute la nivelul managementului Unității Sanitare Romașcane, atât în ceea ce privește dotările, cât și al bunei gestionări a resurselor umane.